ca să mă duc să registrez casa. Și eu până în prezent nu pot. Că bani face în loc de Vasile, îmi scrie Vasile, în loc de aia, în loc de numărul 1. Dar cine îți pune piedicile astea? Cadastru sau primărie sau cine? La judecată. Dar la judecată îmblă un reprezentant al primăriei, care el toată vremea spune minciuni. Și când ei au vândut și grădina, când am văzut vecina de alături, dar eu... Păi proprietatea mea tale, și treaba are primărie? Proprietatea mea. Când eu am văzut că vecina o face gard, când mă uit eu, dar e numai când a făcut gardul cu 35 cm trecut. Când m-am descălțat eu mai din maestra, când eu mă uit pe titlul, măsor, nu mi se ajunge la drum aici un metru. Când în gol, în deal, mai mult. Mă duc la primărie, trimite odată arhitectură, trimite a doilea oară. Nu, vine și tot la el, mă, dar încă e mai mult, încă e mai mult. Mai cum e mai mult dacă eu nu sunt mai prost ca voi? Bine. Dar vecine, am înțeles că acolo ai o fată de-a matale, în deal ai fostul primar și aici nu, e vecine. Nu, nu, aici nu-i fostul primar. Dar cine? Aici e un vecin nou. Dar și ce-i pleșca și arătai încolo? În direcția asta stă, dar nu chiar aici nu, vecin. Nu, nu, el în vale. Am înțeles. Și când ei ne-au mutat gardul, dar ei mai și faceți voi, dar noi astupăm că borțele la câini și la măți. Păi, dar câinele și-a luat și măța și el nu mută gardul și nu mută... Deci angajații primării, chiar și actualii angajații primării, au un interes în pământul matale și în casa matale, că da, vor da, spună da, gheara, da? Da, da, ei au vrut. Schema asta e pregătită de fostul primar. A fostul primar. Și când a ieșit el... Și actualul primar nu s-ar da nici el înlături de la un cap. Da, e actualul primar, el mi-a împărțit cot parte și din partea asta la antă, haideam să-ți arăt. Dar și cot parte? Cum ta ești singura moștenitoare, că ai făcut casa și locuința asta împreună cu soțul. Apoi... El a murit și mă, ta ai rămas singura moștenitoare, nu? Și cot parte. O le mai încerc. Dar și secret? Toată lumea trebuie să știe că ești proprietar aici, nu? Și moștenitorii o să-ți fie copii. Mă, ta vrei să le lași toate actele în regulă ca să nu se judece. Amua este aia și ei pot să zic hat la mine, sara asta. Oho. Da. Amua mi-a dus o mașină de teatru ca să mai construiască ceva aici. Dar trebuie construit cu autorizație de la primărie, nu poți construi așa cât se abate. Păi eu nu știu cum că... Și mai ales dacă e la gard, trebuie să fie și cu acordul matale. Apoi și cu acordul meu și le mai iau neamuri pe la cadastru, care vin și fac și fac tot și acum... Așa e. Am un... Nu știu de unde să încep. Să vă arăt întâi că am două case în o gradă. Dar pe început de amu, că era să-ți iei... Da, jumate da, sau treime sau chiar tot. Da, da, păi tot. Lotul tot cu casă. S-au fost înregistrată pe cineva. Și te-ai judecat și ai câștigat. Da. Dar amu de amu vor să înregistreze mă tare titlul de proprietate, pe terenul și pe casă. Ia că nu vreau să vă arăt, ia că am două case în o gradă, ia că am arăt acolo așa. Făcut împreună cu soțul și ați crescut copiii aici. Da. Și ia că eu, când vine vremea, iarna, ia că iarna asta, eu mai n-am prea foc pe janca asta. S-o ars tabla asta, aici au fost matras, da, o construiești și mata ca lumea, cheamă da, meșter. Da, păi eu să-i spun matale, eu am construit ca lumea, dar ei dacă eu șed din 2013 aici, așa încă mai înainte, e tabla și de desubt, e s-o ars. Da, s-au oruginit, s-au oruginit, s-o ars. Schimbă, făi și așa. Am făcut, ia că am plășit. Știu că șpalieră pune lumea aici. Am pus șpalieră, am pus și stâlpi de beton și chiatră și tablă și ce vrei am pus. De-am făcut tot. M-a rugat la oameni, a venit, m-a ajutat. Ei, dar de-am asta și legătura are cu mafia. Ești ei, lejanca matale, o faci cum vrei. Dar nu-i prea înaltă, cum te sui pe ea? Ia că așa pincea. Ai scări, ai ceva. Ia că așa mă sui aici. Yo-ho-ho-ho-ho. Dar schizi de aici, nu ți tihnește deloc. Și lupt-o așa înaltă. Am făcut-o de atâta ca și cuptior. Ai vrut și cuptior, dar și cine mai faci? Dar când am făcut casa, atunci nu era mult. Dar poți să o schimbi, mai că mi-am fiecare vară să apucat și schimba. Dacă nu le jam, că nu mai am putere atât, atâta schimbat. Și am făcut tot aici, așa. Acolo pe crâșă plouă, aici s-a stricat, acolo este. E, dar de asta și pretenția e la mafie. E proprietatea mea tale, faci și vrei. E drept că e proprietatea mea și fac și vreau, că este. Dar păi dacă eu am în casă încălzire autonomă făcută, care s-a pus numai cu cunoscă. Dar de ce nu o folosești? Mi-a plombat-o, nu stăpână casă. Dar cine stăpână? Cine a plombat-o? N-am înțeles, n-ai zis că e câștigat în instanță. Am câștigat și câștigat din 13 și ia ca așa. Deci proprietatea matale și conform deciziei de judecat și conform titlurilor,
Da, dar pune cineva a pus sechestru, da? Cine a pus sechestru? Vreun executor sau cine? A fost și sechestru. Dar pamuș fel de plombă, pe ce a pus? De ce a pus plombă? A fost plombă pe gaz. Cateorul de gaz și nu mai pot. A, pe gaz, nu pe casă, pe gaz. Dar pe ai vreo datorie ceva sau ce? Bănuț. Înseamnă că și Moldova Gaz are vreo schemă, vreo mafie aici. C-o zis când am să am eu decizie de la... Deci de nu la... poți folosi gazul cât n-ai document că ești proprietar, da? Case, da. Bulea, marș în vodcă! Deci sunt consecințe multe. Da. Bună! Da? Apoi da, dar mai are probleme că gaz nu poate folosi. Apoi ia că eu am să vă arăt. Eu este, am fost prin grădină și sunt dară de glod. Intrați. Dacă ta este indicatorul de gaz. Da, dar și nu te cred pe cuvânt că îl ai. Dar nu-ți dă voie să-l folosești. Ia că te rușe de plombat. Stai plombat. Dar hai să protestăm. Stai plombat că eu nu stai până casă. Dar cum să fac? Dacă primarul nu se supune, a venit decizia curții de apel, intrați. Dar până la urmă primarul trebuie să-ți dea un certificat de proprietate sau cum? Hai să protestăm la primărie, dar. Și după aceea ne-am duce la Moldova Gaz, dacă e justificat. Moldova Gaz n-am și protesta acolo. Moldova că ei fac conform legii, da? Ei fac conform legii. Când am și eu stăpân, ei au venit și mi-au ridicat plombă și eu mă pot folosi. Dar până atunci... Dar dacă mă tai contract de furnizare servicii, ei îți dau gaz și mă tai îl plătești, poți fi chiriaș aici și trebuie să fii proprietar numai decât? Trebuie să și cateolul de gaz a înregistrat, dar el nu e înregistrat. Și dacă și nu ți-am înregistrat, dacă nu ești proprietar. Nu e înregistrat, până nu eu sunt proprietarul casei. Hai dar la primărie să faci un scandal, stări și să-ți dea... Dar ce să-mi fac primărie? Să-ți dea certificat de proprietate, nu? Sau cum se cheamă? Certificat de proprietate nu poate să-mi dă inimii până să știe o decizie a judecății prin care îmi recunoaște... În care îmi recunoaște dreptul de proprietate asupra o doimi cu altă parte... fostului soț. Și ca când, succesor, ca și cum, da? Ca succesor. Și am așa document din 2013 și pe data de 5 decembrie și de pe data de 5 decembrie din 13 și până amu nenumărate ori am fost și am schimbat. În 17 a fost tot în decembrie. A fost în 2017 și îmi pare că 17 decembrie tot a fost... decizia. Așezați-vă. A fost decizia curții de apel. Și ne-a dat tot câșlig de cauză. O doime cu altă parte. O doime cu altă parte. Eu m-am dus în 18 și am înregistrat-o. A doilea doime cu altă parte, din 17 și am ui 20, eu nu pot înregistra. Chiar am fost la judecătorul Glușeac. Da, și instanță. La judecătorie Chișinău, sediu centru. Da. M-am dus la dumnealui, am avut pe data de 12. Dar nu pe 12, mai tine că pe 9 chiar am avut. Septembrie. Data, septembrie. Am avut pe 9. Nu septembrie, dar chiar acum octombrie. Am o vineri. Da, am o. Octombrie. Vă să-mi pun drept că atâtea am o vineri, da? Nu am o vineri. Cazii duminică. Nu, mai înainte. Să am că fost septembrie, că azi e... Apoi septembrie, cred că. Vă spun că atâtea judecăți am, că eu nu le țin minte numărul. Da, ai vreun jurist, te apără vreun avocat? Care mă îngroapă, care își... Ai cerut de stat sau plătești mă contract? De stat mai mult, că nu mai avem așa bani. Și mă duc la judecată, domnul îmi spune, mă ta ai decizia... judecății de la domnul Papuha, că ia ca în 2013 o dat câșlig de cauză, acceptarea succesiunii și așa mai departe. Eu zic, da, am nici o problemă, ia acasă. El zice, ia mă ta să iei decizie și ia de-a mă vorbit el cu avocatul și îi spune avocatului, ia tu să controlezi acolo să vezi ce și să te uiți să vezi ce și trimite doamna la cadastru să înregistreze. Când mă duc la cadastru să înregistrezi, zice, dar nu te duci, că toată vremea mă ducem la Pușkina, nu te duc la Pușkina, dar du-te la alte. M-am dus la Mihai Viteazu. Când m-am dus la Mihai Viteazu, că eu am blat și acolo, toți mă cunosc. Și zice, dar și mă ta ai venit?
Și judecătorul ăla nu știe că el trebuie să scrie numărul cadastral. El și ți-a făcut, ți-a dat acceptarea succesiunii, dar nu s-a scris numărul cadastral. Și duceți-vă înapoi, eu îi spun doamne, dă-i spune doamna și trebuie, ori scrie pe hârtie. Nu, eu pe hârtie nu scriu, dar pune mata scrieți. Și mata ce crezi că se întâmplă? Că să ăștia incompetenți sau au vreun plan ascuns? Eu nu știu și ei ce. Că-i plan ascuns, că-i necompetență, nu știu. Papuca de tădeață judecător și nu pune... Andrei, ia ne închide ușa de acolo. Partea și ceilalți. Partea și ceilalți. Da, să știi, partea și partea asta, dar închide-o de afară. Și mă duc și el îi zice, numai să nu spui judecătorul, că el nu știut că trebuie să scrie numărul. Că zice, el de-am atâtea greșeli a făcut. Taman judecătorul ăsta, papuca, da? Taman ăsta, judecător papuca. Și ăsta care l-a zgoloșuc, ăsta am fost, ăsta tot spune. Cum el putut să facă așa? Avocat tot așa spune. Zice, mie pare că tot joacă festa ăsta. Măi, nu știu eu care. Am un fiet de ce le spune. Mă, ta du-te la cancelare și scrie o cerere să-ți... Corecteze, da. Da, să corecteze greșelile. Mă duc la judecată. Judecata nu lucrează, e în carantin. Băi, până am intrat acolo, o zi dreagă a prăpădit. Și avocatul nu putea scrie numele Natalie? Nu vor ei să îmble, nu vor ei să ducă. Vrei, du-te, eu îți spun unde, cum, dar ei nu vor. Nu vor, nu vor. M-am dus, am scris cu mare chin, cu mare greu. Ia că de-am o am, ies, o împlinit o luni de zile de când eu am scris. Și încă n-am niciun răspuns. Dar știu că timp de 3 zile, 10 zile, cât acolo se corectează și se dă. Mă duc iară săptămâna trecută, iară la Rășcani aici. Și zic, fetelor, ia ca așa, așa, zic, eu am scris cereri la corectarea eroării. Nu-i, doamne, nu-i. Matali, dosarul e plecat la centru. E plecat la centru, la centru, dar la care centru nu-i spune. Eu țin că dacă papuha e la Ciocana, el trebuie să duc la Ciocana. Nu-i la centru. O chemat e pe una, pe alta, o arătat hârtic acolo. Bine, mă sui în autobuz și mă duc la centru. Mă duc la centru, fetele și ele zice, doamnă, nu-i la noi. Nu-i la noi e dosarul. Dosarul Mătalii, că coita centru este la Botanica. Care toate dosarele care ele au mai mult de 5 ani, ele merg la control acolo, ori la și mărghele acolo. Zelescu, dar toate dosarele da. Mai mult de 5 ani. Da, vă zic acolo. Ei, s-acolo. Mă tai să vii la sfârșit săptămânii și sun, să nu vii. Eu sun, nu-i răspunde nimeni. Sun, nu-i răspunde nimeni. Pur, printre altele, am înțeles că, of, că toate judecătoriile sunt la dare de seamă. Și dacă ești la dare... Da, până săptămâna trecută a fost, de-am da, de mâine și da. De mâine, de poimie. Și zic, de-am eu de luni, marți, am să mă apuc de lucru și am să văd ce. Și e că așa mă poartă pe drum și nu pot înregistra casa. Și copiii îmi stau la gazdă, cu doi copii, eu dorm pe lejancă. Cu atâtea case, cu încălzire centrală și nu și puteți să o folosiți. Nu pot să o folosesc, că nu stăpânul casei. Și la tot fericirea, când am văzut că doamna a mutat gardul și este, vă spun că i-am zis, ce faceți? Dar ea zicea, păi stupăm borțele la câini și la mâți, că îmblă câinii și mâțele. Bine măi, tu astupi borța la câini și la mâți, dar câinile cea la el săt că nu mută și parul tot nu mută. Cum s-o este ea? Și cum vecina Mihalache, Iulia, care a vândut casa la lui Popa Valentina, eu a avut 12 ani, dar amu a apărut, când a făcut înregistrare de vânzare-cumpărare, a apărut în loc de 12-16 și în plus. Și eu sunt vinovatul și eu sunt cel mai rău om, dar ei tăți sunt buni. Apoi cum? Cum așa? Amu când eu venit, când m-am dus la domnul primar și i-am zis, bine, dar o trimis odată arhitectorul, a venit, n-a mai făcut treaba, a doilea oară tot așa, a treilea oară a ieșit el la fața locului. Și tu uita din drum și a zis, ia că eu văd că aici nu-i drept, dar să dau la un om 200 de lei și el a să vie și a să facă regulă. Și până azi nu mai vine să mai facă regulă. Mă duc chiar la dânsul. Măi, omule, dacă și vii ori nu vii, eu n-am bani. Măi, dezdau eu 200 de lei din pensia mie, nu mă vine și fă. Nu a venit. Du-te la GPS. M-am dus la GPS. GPS o vrea 3.000, 4.000. Și încă e tot, dacă nu iese reprezentantul primăriei, de-a mai ăsta, iar m-am dus la dânsul. Așa l-a zis și atâția bani, zic eu atâția bani n-am. Vin iar la dânsul. A, băi, știi ce? Du-te la judecată dacă nu-ți place. M-am dus la judecată. Și de-a mamu,
El a de-a mărdat înapoi și ar face ceva. Dar ce să facă dacă el de-a nu poate face nică? Cine să-i recunoască dreptul de proprietate? El poate să-i recunoască dreptul de proprietate primarul. El nu poate să-i facă nică. Și el încă mai... Și în judecată și cu vecina ești, cu gardul celălalt? Și cu... Am fost în judecată. A, și am fost. Și tot mi-a dat câștig de cauză și acolo. Și este aia. Și de-a cu vecina, cu gardul și cu aia, cu grădina, o trimis curtea de apel, decizia curții de apel la primărie pe data de 20 martie ca să obligă primarul comunii Ciorescu să stabilească hotarele fixe la fața locului și mai departe. Nu a venit. A trecut martie, a trecut aprilie, a trecut mai, a trecut iulie, a trecut iunie. Și mă, nu vrei să protestezi la primărie? August. O trecut septembrie și pe data de 9 septembrie, cu mare greu, avocatul meu o scos din primărie pe inginerul cadastral, pe arhitector și un reprezentant de la cadastru și avocatul. Și ei au venit repede să mă soare. Când mă uit eu în titlul și ala scrie se obligă primarul comunii Ciorescu de a stabili hotarele fixe la fața locului, la numărul 51 și 55. Dar ei au venit la mine repede. Dar eu nu le dau voie. Zic, ia stați o leacă. Că zic, așa nu merge. Cum vine asta, inginerul cadastral? Hai, repede, chenare, când nu știu. Maria, cum eu pot să am în tine încredere dacă tu ai fost la mine și ne-ai împărțit casa în ilegal, ne-ai împărțit grădina în ilegal, ne-ai împărțit cote părți în ilegale, ne-ai vândut, da? Tot e actuală. Și grădina, ne-ai vândut-o. Și tu încă vrei să mai primesc în o grandă? Nu! Când ar să fie executorul judecătoresc, ar să fie alt complet de oameni din primărie, atunci, dar tu nu. Că zic eu când vinem la primărie și te rugam, dar tu ce făceai? Mă alungai din primărie, strigai la mine, spuneai că e în poliția și n-am drept să vin aici la tine și cât și mai multe, dar el zice... Nu ascultați, îi spune la reprezentantul și la cadastru. Nu ascultați, că îi spune minciuni, nu spun drept. Zic, tu spui minciuni, nu eu spun minciuni. Apoi e că este arhitectorul. Dar arhitectorul, zic, și tot n-are de lucru în primărie. Că el în loc să șadă la primărie și să vii să măsoare împreună cu tine grădinile oamenilor să facă lucrul lor, el îmblă cu subalternul lui domnul Lozovan împreună și îmblă pensat și pune ștraf la oameni. Și încă ștrafuri amăjite.